Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salutăm din bucătăria noastră de acasă, eu și soția mea. Avem astăzi două rețete importante, dar o să fie separat fiecare vlog. Înainte să vă arăt despre ce e vorba, vă rog să vă abonați cei care intră prima dată pe canal, cei care au intrat de mai multe ori și încă nu s-au abonat, acum vă rog să o faceți, pentru că vedeți că aveți ce vedea la mine pe canal de miercuri până duminică, în fiecare zi. Vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, pentru că este total gratis, dar așa mă puteți susține să pot continua cu vlogurile. Mulțumesc celor care s-au abonat și au rămas abonați și mult succes! Acum vă arăt ce vom face. Ia uitați, oameni buni, ce am scos din congelator. Măruntaie de găină, totdeauna când soția a tăiat o găină, ficatul, pipota, inima, picioare, o pus așa într-o pungă totdeauna și astăzi vom pregăti pumă măliguță și cu ceapă. Vedem, aici avem și un usturoi din grădina noastră. Două cepe ajunge la tocana noastră de măruntaie și opa! Să vedem dacă reușesc. Încă este pe jumătate înghețat. Vedem, avem aici de toate. Când o să dezghețe, atunci o să vă arăt. Până atunci tăiem ceapa și călim ceapa. Și aici avem vișine, ca să nu ni le mănânce păsărelele, le-am strâns atât cât avem nevoie pentru o supă de vișine, ceva foarte bun o să fie, pentru că e o rețetă foarte, foarte veche. Am primit rețeta de la o prietenă de familie, nu vecină, de la o prietenă de familie, care o primit de la bunica ei și bunica a zis că ea știe de la bunica ei, așa că e o rețetă foarte veche, stați aproape, o să fie un vlog separat cu vișine, supă de vișine și tocăniță de măruntaie. Să tăiem ceapa din grădina noastră și cu treabă bună o să distălim, pentru că problema e că ficatul și măruntaiele astea, uitați ce bine arată cu ouă, cu toate alea, se face repede și atunci de asta trebuie mai bine atunci călit mai mult, un pic de apă la urmă să fiarbă ca să aibă un zof bun. Uitați, oameni buni, am pus la călit ceapa cu puțină untură de rață. Avem untură de rață. Când am făcut tocana de rață, atunci grăsimea am luat-o și am topit-o și acum o folosim. Am pus foarte puțin, că măruntaiele de la găinile ce le-am tăiat sunt foarte grase și de asta că nu vreau să fie foarte zase mâncarea. Și acum trag la minim focul și cu treabă bună o să călesc. Am pus puțină sare deasupra la să se călească mai repede. Ia uitați, oameni buni, ce am făcut până acum. Piciorușele le-am pus mai repede, cam o oră fierbe piciorușele astea, pentru că ficatul nostru va fierbe mult mai repede. Așa că am obținut aici un soft foarte bun. Acum vom pune usturoiul tocat. Așa. Vom pune piper. Vom pune paprika. Așa. Și vom introduce acum ficatul și tot ce avem aici.
și amestecăm. Ia uitați culoare. Nu vom mai pune apă pentru că toate astea își vor mai lăsa apă. La tocănița noastră am pus de mămărigă, cum se spune. Facem un pic de mămăriguță și încă mai trebuie să fiarbă tocănița noastră, așa că până atunci să fierbe și mămăriguța, să putem mânca, că este foame. Mămăriga este fiartă. Turnăm din cirul ăla un pic, să nu fie prea mult și dacă, când, unde, când trebuie, atunci punem înapoi, încorporăm. Dar așa gros, se poate amesteca mai bine să rămână fără cocolașe, să nu rămână cocolașe. Și după aceea se poate pune cirul înapoi cât este nevoie. V-am arătat de atâta ori cum pregătim mămăliga și cei care n-au făcut niciodată, poate să se apuce, că nu e o tehnologie nu știu ce. Este important ca să fie omogenizat bine înainte și după aceea atâta ce e pus înapoi, cât este nevoie ca să fie consistența care o doriți. Noi vrem să fie așa un pic mai tare, mai consistentă. Așa că revenim. Ia uitați, oameni buni, așa arată farfuria noastră, măruntaie de găină de casă, cu mămăliguță și o salată de primăvară din grădina noastră. Astea sunt acum toate din grădina noastră. Am vrut să mâncăm fără ceapă, doar castraveți și roșii. Așa că să gustăm, să vedem. Haideți să vedem. Mămăliga este foarte bună. Doamne! Ce bunătate! Chiar e o bunătate! E o tocăniță pentru 2-3 persoane, dar la cine place este ceva extraordinar de bun. Este fiartă. E o armonie perfectă cu salata asta de primăvară. Aici avem ușoare. De găină. Este minunat, măruntaie de la 3 găini sau un cocoș și 2 găini, 2 găini. Așa că dacă faceți rețeta aceasta cu ceapă, usturoi, piper, paprika, sare, o să vedeți cât de bună este. Eu vă îndemn să mâncați rețeta, să faceți rețeta aceasta, pentru că este chiar foarte bună. Simplă, nu costă mult, așa că chiar nu costă nimic. Doar ingredientele. Așa că, până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.